Cartea, într-adevăr, a fost scrisă ceva mai de mult, redactată însă acum înainte să apară. Și la redactare am citit-o ca un altul, ca un străin. Și mi-a plăcut foarte, foarte tare. Citind-o ca un străin, pot să vă zic foarte pe scurt despre fiecare carte în parte. Nu aveam acum tovarăș de cameră, student la Chișinău, dar a venit unul dintre oamenii care m-a inspirat să-l fac personaj, Jimmy. Așa îl cheamă, da, așa, da, este aici. Jimmy, regbist din Piatra Neamț, un prieten din ca partea a treia a trilogiei. Pe scurt, am să spun că tovarăș de cameră, student la Chișinău, are loc în Chișinău, acțiunea romanului are loc acolo, personajul este student, cum spune și în titlu, și lui se întâmplă foarte multe chestii, trece prin momente istorice, mare adunare națională, trecere la alfabetul chirilic, la alfabetul românesc și așa mai departe. Cartea este scrisă în stilul obiectelor dintr-o cameră de cămin, adică toată este ca o scârtă de paie. În partea a doua, studentul din prima parte devine profesor la universitate și cercetător științific la academie. Avem lumea academică văzută prin ochii unuia care lucrează acolo, dar în același timp foarte tânăr, aproape student. Pe lângă linia de bază, avem foarte multe texte din ruschi rock traduse, deci dacă vă interesează rock rusesc, acolo sunt texte și e linia, tot rămâne rockman, în acest sens. În afară de asta, personajul principal are prieteni care activează în structurile KGB, alții care sunt bandiți din aia din Uniunea Sovietică, adică profesioniști. Puteți să urmăriți și aceste linii de subiect. În partea a treia, personajul ăsta ajunge la București, la doctorat, și aici vedeți ce îi se întâmplă unui basarabean care vine la București, în lumea universitară bucureșteană. Cred că e suficient să zic reclama asta. Altă reclamă, el mi-a zis-o el, fratele meu, nu știu dacă s-a gândit el de bine sau la binele meu sau al lui, dar mi-a zis așa. La masă cu foarte mulți colegi din Sibiu, din zona nouă, Radu Vancu și cașca lui, a zis că în sfârșit, acum sunt foarte bucuros că ți apare trilogia, în sfârșit, că băiatul rău al familiei n-am să mai fiu eu, Alexandru Vaculovski, care a scris Pizdesle, tot Pizdes și Bong, ci preiei tu ștafeta și sunt fericit. Nu, apropo, ți-am răspuns la întrebare. Fericită, dar acum este fratele meu, nu eu. În trilogia asta apar foarte multe personaje care, pentru cei care cunosc mediul literar și mai ales artistic din România și Basarabia, sunt foarte ușor de recunoscut. Vorbim aici de Dumitru Crudu, William Fruntașu. Și mă gândeam, au venit vreodată vreunul din oamenii ăștia la tine să-ți spună cum ai putut să faci așa ceva? Să-mi faci așa ceva, să-mi faci așa un portret necruțător și... Da, e literatură, este ficțiune, nu este... Până și nu, Cristi apare. Fratele meu e cu Letopizdețul. Eu nu am scris nici Letopizdeț, nici Letopizdeț. Sunt romane, până la urmă. Personajele mele s-au supărat până am ajuns la lansare. De exemplu, foarte multe personaje de la Chișinău au fost foarte supărate până am ajuns eu acolo, dar i-am anunțat, am lansare, atunci a venit să mă bateți. I-am spus la toți, n-a venit niciunul supărat, în schimb au venit foarte multe personaje care s-au bucurat că au apărut în roman. Cine este regbist? N-aș vrea să mă bat cu el, dar nici el nu cred că vrea să mă bată, totuși. Așa? Și au venit personaje foarte, foarte mișto. De exemplu, personajul preferat al Dani Iepure, antrenorul meu de karate, cu care iar n-aș vrea niciun caz să mă bat. Dar a venit acasă. Aveam un prieten comun, între timp făcusem un prieten care din volumul 2, deci dintre bandiții care acum activează la Moscova. Și ăsta era foarte bun prieten și antrenor cândva al primei secții de karate din Chișinău cu Valeroi. Se cunoșteau foarte bine, ăsta l-a găsit pe Valeroi, care era dispărut de 10 ani, nu știa nici dracu de el. Și l-a adus la noi acasă într-o vară, când eram și eu acasă, aflase între timp că și eu am să fiu, deci avea toate datele, și mi l-a adus acasă. Și Valeroi a fost de dreptul încântat, era fericit, cartea ajunsese la el în sat, tot satul citea, toți erau în rând la ea. Și... Deci am variante foarte
foarte prietenoase de personaje, deși prefer să nu cunosc relația scriitor-personaj de multe ori. Uite, și acum avem argumentul că personajele mele sunt simpatice, a vrut să mă bată, dar m-a iertat. Vorbeam ieri... Stai că nu s-a terminat! Vorbeam ieri în, la lansarea de cartea lui Dumitru despre exhibiționismul în literatură. Și spune, serios, ești foarte exhibiționist în literatură, dar ce e super, ne place la nebunie. Și vreau să te întreb, ai avut vreodată discuții cu Carmina despre cât de mult ar fi ea de acord să fie exhibiționist cu privire la viața voastră, viața voastră? Că Carmina este, deși a terminat dreptul, este, poate că, idealul meu de critic literar. Adică chiar înțelege lucrurile mai mult decât ca un critic, probabil că le înțelege ca un scriitor. Din cauza asta n-am avut discuții pornind de la textele mele, cel puțin contradictorii sau nu mi-amintesc. Și